Locatarul unui bloc de pe șoseaua București a solicitat de dimineață intervenția pompierilor. Nu se întâmplase nimic grav, nicio persoană nu era blocată în casă, nu luase foc nimic, însă exista ceva care punea în pericol viața celor care treceau pe sub balconul apartamentului. O sesizare un pic mai neobișnuită pentru pompierii giurgiuveni. În această dimineață au fost nevoiți să intervină la solicitarea unui locatar pentru a-i da jos tencuiala de la balcon. Doar de un ciocan și o scară a fost nevoie pentru îndepărtarea unui pericol iminent. În urma apelului la 112 am fost solicitat pentru decopertarea unui tencuieli de pe un balcon, întrucât exista pericolul căderii și accidentării unor persoane care trec pe lângă bloc. Acțiunea tencuiala s-a terminat cu brio. Vă reamintim însă că acesta nu este singurul bloc cu probleme de acest gen. Puține sunt cazurile în care autoritățile competente intervin în rezolvarea acestora, de cele mai multe ori luându-se măsuri doar în momentul în care se întâmplă o tragedie.